Asta era. Aici, aici. Dar era dacă facem ceva cu ușor doi. Puteam să facem puteam să facem 24. Oare nu mai fără două? Nu. Fără un pătrat între. Că 72 minus 2, 12, 24. Fără un pătrat între. Deci perimetrul luat de 3 ori, dar atenție, aici sunt 2 limite și ne face încă 2 limite. Fără perimetru, fără 4. Deci numai de 2 ori, un singur... Era ceva la căscriam. Mai bine faceți voi. Mai bine facem așa. Apropo de varianta, când am zis varietate de 3 ori, dar la perimetru nu mai merge. Nu mai merge. Ai înțeles la mine? Da. Deci ne putem păstări. Am preluat asta așa. Acum facem cu volum, da. Așa. Hai să vedem. Să scrii și scara la volum, nu vă da, da, da. Acolo era la... Deci pentru volum, unități de măsură pentru volum. Hai să zicem așa, da? Unități de măsură pentru volum. Este metru cub. Facem 5 minute, da? Ca să liști de la cub aici. Da, metru cub. Aici. Decimetru cub. Centimetru cub. Și milimetru cub. Dan cub. Hectometru cub. Și kilometru cub. Aici ele cresc și descresc din mie în mie. Da? Deci atenție, cresc și descresc din mie în mie. Care înseamnă 10 la 3-a. Și hai să vedem un pic de antrenament. Da. Deci facem și transformări. Cât înseamnă 3,7 centimetri cubi egal cu câți decimetri cubi? Centimetri cubi în decimetri cubi. Deci 3,7 centimetri cubi, câți decimetri cubi înseamnă? Cine vorbește? Tu. Eu? Da. Da. Păi, de la centimetri la decimetri avem o scară, asta înseamnă că trebuie să împărțim cu 1000. Da. Ceea ce înseamnă că o să fie 3,0007. Deci vom avea 3,0007 decimetri, da? Nu sunt de acord. Nu ești de acord? Nu sunt de acord. Este de acord. Păi, dacă împărțeam, trebuia să duc pe 3 după virgulă. Vezi? Și era 0,0037. Așa se numărți. Virgula, iar asta e, da? Iar întregi, eu lăsat-o perfect. Da, da. Iar mai zic ce mai. Atenție, multe, Daria. Ar fi un om, că așa trece toate. Da, uite, așa o... Dacă ăsta. Deci o ia la stânga peste 3 cifre. Așa, dar 0,0037. Ea a fost aici și a fugit-o aici, peste 3, da? Ce înseamnă asta? Decimetri cubi. Vă mai întreb același. Câți metri cubi? Câți metri cubi? Tot 3,7. Tot 3,7 centimetri cubi. Câți metri cubi? Cine vorbește? Tu. Vom împărți prin 1.000.000. Păi stai, că deja ai ajuns la decimetru. Dar decimetru e așa. Da. Și mai dau încă o dată 3 zerouri. Deci, practic, fuge în cărstă, da? Da? Mai bine 0,0037 metri cubi. Da? Sunteți de acord? Da. Da? Deci a fost aici, s-a dus-o, da? Așa și da? Și asta metri cubi. Și egal câți milimetri cubi? Tot 3,7. Tot 3,7. Cine vorbește? Oria. Este...
În centimetri de? În milimetri. În milimetri. Din centimetri cu beamă de casă. 3700 mm. Corect. 3700 mm cubi, da? A fost aici și s-a dus peste 3 mm. Să spună că așa mai apropiat, domn profesor, era 3,7 cm cubi și de acolo vă duceți. Sigur că da, fiecare își observă. Dacă te duci aici, eu l-am dus așa, câte un pic, dar tu vezi de la cine am plecat, unde m-am mișcat, fiecare își... Cum își face, calculul ca să mergi mai repede, să nu mâncească. Cât înseamnă, hai să mai încercăm câteva, 0,013 dam decametri cubi, 0,013 decametri cubi, vreau în hectometri. În hectare. E bine hectare? Nu, mai bine hectare, că hectare sunt hectometrile pătrați. Așa. 0,13 decametri. Cine vorbește? Andrei. 0,013. Deci cât de 0 până la 13? Este de așa un 0? 4. Cu 0 ăsta, da? Deci 4 ori 0. Deci îți spun că este egal cu 0,000. Abia acum și continui cu ceva 0,1,3. Ce înseamnă asta? Hectometri cubi. Care înseamnă câți metri? Câți metri cubi? În hectometri se transformă în metri sau... Nu știu, în ce vreți. Metri, deci mai întreb câți metri? 13 metri cubi. Cât? 13 metri cubi. Toată lumea de acord? Da, sunt adunați. Rateți. Și avem rămâne. 13, din zice... Metri. De hectometri în metri sau de da, fiecare? Da, eu am plecat. Da, are dreptate. Are dreptate, sigur, la ta mă uit. Faci 13 metri cubi. Și egal câți kilometri cubi? Kilometri cubi. 0,713 km. Da. El îți duce la hectometru, îți duce de la kilometru, mi-ai trebuit 30 ori, 4 reale și zice 0,713. Bun, poți vă dau pe probleme? Imediat. 0,000003 și cu 36 și cu 17 sau 13 km cubi. Da, Mihaela, te rog. Nu știu dacă ei știu ce înseamnă un cub. Cum se desenează un cub. Cub știu cum se desenează. Ar putea să jucăm la grădiniță. Clasa 4. Da? Atunci, care este volumul unui cub cu muchia de 2 cm? Nu am făcut. Păi, ascultați puțin. Un desen. Păi, desenam, am făcut, facem un desen. Hai să facem un desen. Uitați. În felul ăsta încercăm să facem o desenă. Urmăriți-mă să vedeți ce interesant este. Da? Deci se face așa un pic, o plic pătrat. Nu putem reprezenta pe... Dar de ce crede? Dar dumneavoastră cum începeți? Păi, tu știi asta, v-ați zis și ideea. Noi nu știm așa ce vrei. Ia să vedem. Voi aveți... Da. Face două pătrate. Nu, ne facem un pătrat. Așa, un pătrat merg în mâna noastră. Faceți un pătrat. Da. Un pătrat foarte frumos. Unul foarte frumos. Da, asta îmi cer de rând. Așa, îmi cer de rând. Da. Și faceți două liniuțe cu o mică șansă. Spuneți două liniuțe cu o mică șansă. Așa? Dar voi să vă vin eu să vă arăt? Sigur. Da. Pe aștept. Să vedeți cum am luat viața la cuți. Da. Nu înțeles ideea. Deci așa, două liniuțe. Da. Și acum paralelizare. Așa. Da. Acum paralelizare. Ca așa mă mută. Da, sigur. Nu am făcut foarte bine, ești foarte interesant. Da, așa. Și facem așa. Și paralelizare.
acolo cu fratele, dacă nu se văd, nu se văd, și ai și cum. Am înțeles, da, am înțeles. Tot așa, la același lucru am și eu. Deci, la același lucru și fac. Și dacă ești tu foarte frumos. Dar nu te aștept, eu țin că sunt așa. Așa. Și asta la altă așa, și asta așa. Și iată, nu? Așa. Nu prea tare și prea frumos. Nu prea tare și prea frumos. Da. Dar eu sunt corect. Le cunosc A, B, C, D, A, prim, de prim, C, prim, de prim. Dar fără atunci, vă vedeți că notează bubul. Fiecare la baza de jos, pătratul de jos, A, B, C, D. Și la aceea cu A, îi s-o pune A, prim. A, prim, B, prim, C, prim, de prim. În partea de sus, da? Și asta este un cub. Știți voi ce înseamnă un cub? Știți voi cât de mulți are? Păi nu putea număr. Este egal, oare toate, domn profesor? Da, da, nu mă, e pătrat. Da, toate sunt pătrate. Deci toate sunt, fețele sunt pătrate, da? Fețele în număr de câte sunt fețe? Câte fețe? Una, două, trei, patru, cinci, șase, patru, așa, și două, sus și jos. Bine, șase. Câte munchi? Ia să vedem dacă știi și eu. Câte munchi? O. Câte? Mai vedem o dată. 8. Să ne numărăm. Ne numărăm, nu-i cel mai bine. Da. Deci jur împrejur așa, sunt 12 munchii. 12 munchii. 4 așa. 6 fețe ori 2, pentru că fiecare caz are mai mult două acolo. Și două cum mai duceau. Nu, da, hai să le numărăm, ce să mai discutăm. Da, cel mai rapid le numărăm. 12. Toate multe sunt 12. Și sunt egale, nu? Da. Și acum spune o singură muchie este... Da, muchia de 2 cm. De 2 cm. Păi, deci, în total sunt... 12. Volumul cubului. Păi, stai, spunea volumul cubului de 3 cm. Ia, ascultați, volumul. Ia-s. Uitați, nu pot să spun că sticla asta are o suprafață. Nu vorbesc de suprafața acestei sticle. Ci eu vorbim, fiind aici, vorbesc de capacitate. A, câte... Câte încape în ea, da? Cât au. În general, la figurile celelalte, la orice figură vorbim despre volum. Și o să vă spun că între capacitate și volum există o legătură. Am spus-o anul trecut la cei de clasa 8-a, a 7-a, sper să vă mai țin de la minte, dar un litru înseamnă un decimetru cub. Ce înseamnă un decimetru cub? Înseamnă un cub cu latura de un decimetru. Au, deci acum ai de 10 de ascultați-mă, domnul profesor, volumul. Ascultați. Volumul înseamnă cât ocup eu, dar volumul meu. Dar volumul meu. Înseamnă cele trei dimensiuni. Eu ocup în spațiu, nu? O anumită porțiune din spațiu. Am o înălțime, lățime și am grosime, să zic așa. Dar cele trei dimensiuni. Camera asta de aici, la noi, are trei dimensiuni, da? Înălțime, lungime și lățime. Deci cele trei dimensiuni. La cum fiind egale laturile toate, cele trei dimensiuni cum vor fi? Înălțime, lungime și lățime. Adică cât la... 2 la... Și pentru volum. 2 la 3. Da? Pentru volum. A 2 la 3. Da, da. Pentru volum înseamnă... diverse corpuri. Unul dintre corpurile desîntâlnite sunt, unul dintre corpurile desîntâlnite este paralelipipedul. Paralelipipedul înseamnă că te-ai dechibrit. Cartea ta. Da. Cartea ta este un paralelipiped. Și a afla volumul înseamnă a mulți cele trei dimensiuni. Așa. Și așa este penal. Ia uitați-vă, ești telefonul în părere. Părere. Da, și telefonul, corect. Are o lungime, o lungime și o lățime. Corect, așa. Și afla volum înseamnă să mulțim cele trei dimensiuni. Adică asta și cu asta. Dacă mulțim numai cu asta și cu asta, ce am aflat dacă mulțim doar două dimensiuni?
Asta? Da, înălțime și înălțime. Aria. Aria suprafeței, da? Așa, aria suprafeței. Aria trebuie să aflăm volumul. Și până cât este înălțime? Și înălțime și înălțime. Dacă toate trei sunt egale, vor fi 2 la 3. E la 3 la 3. Da, cum e la 3? Aici o să fie fiind 2. La 1 e la 3. Păi da. Dar în fine... Deci, hai să spunem. Pa, ra, re, li. Pe, 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 da? Volumul este egal cu cele trei dimensiuni înmulțite. Adică lungimea, lățimea, ori înălțimea. Da? Lungime, lățime și înălțime. Cele trei dimensiuni. Lungime, lățime și înălțime. Așa se află volumul? Așa, așa se află volumul, da. Dar la noi lungimea și lățimea. Pentru cu lungimea. Egal cu C. Bun. Lungimea egal cu lățimea și egal cu H. Da? Și dacă toate trei sunt egale, e egal cu volumul. Egal 2 la 3. 2 la 3. Și apoi la 3. Până la 3, de aceea. La 3. L-ul sau nu la cum? La cum? Vezi că ați învățat ceva interesant? Da, în momentul acesta mă duc la doamna și îi spun, da, Ana. Gata, mă duc la 13. Și 13? Și 13. Gata, ok. Facem mai scurit data de soare. Da, mai intrăm, dar așa, e foarte interesant, soare. Și la sinteza o lecție de măsură pentru lungime. Pentru lungime. Gime. Suprafață. Volum. Volum. Aplicații cu paralel pentru pretunghii. Volum, cu mulțime și smulțime doar. Da. Mulțime, lin și submulțime doar. Lin, cu mulțime și smulțime doar. Am vorbit despre paralelepiped, cu... Da. Am făcut operații. Ați înțeles? Cu... Aplicații. Aplicații. Hai, să dați like, share și abonați la La revedere, dragilor!